Bună ziua! Da, aici m-am simțit, să zic așa, cel mai bine și sper să fac o figură frumoasă. Ce așteptări sunt de la următoarea parte de sezon din Superliga? Îmi doresc să joc cât mai mult și să-mi ajute echipa să marcheze, să dau goluri și să terminăm cât mai sus în campionat, să prindem play-off. Nu ți-a fost teamă un pic așa de toate problemele astea financiare despre care s-a auzit la Nu, chiar nu mi-a fost. Aici am venit să joc cu sufletul, că v-am zis data trecută când am fost, m-am simțit aproape cel mai bine aici și sper să o țin la fel ca atunci. ce le promis fanilor? Să știe că aici sunt cei mai Le mulți promit că fani. o să marchez cât mai multe goluri și o să-i ajut să ajungem acolo sus. Și din farfecă? Dacă ei să vină, e binevenit. Ce n-a mers la ultimul tău club? Ce crezi tu că n-a mers? A fost o experiență frumoasă, îi mulțumesc pe această cale domnului Hagi că am avut foarte multe de învățat de la el, dar am decis că trebuie să merg undeva să joc și asta a fost decizia mea. A fost o despărțire așa amiabilă, nu știu, mai Da, bună. chiar am vorbit cu dânsul când am terminat și mi-a urat baftă și mi-a zis să o țin tot așa. Care e adversarul de care te temi cel mai tare? Nu cred că e un adversar de care să mă tem. Toate echipele sunt bune și noi trebuie să facem jocul nostru și să urcăm cât mai sus în clasament. Cărțile sunt făcute pentru titlu, crezi, sau se luptă în continuare? Nu știu, titlul se joacă, nu vreau să vorbesc dinainte. O să cești un tricou de campion în caz că o să se întâmple asta? Da, pentru că am făcut și eu parte din acea echipă în turul campionatului și cred că aș merita o medalie măcar.